Ce faci când ești la necaz? Ce faci? Că nu poți să zâmbești. Suni un prieten, dacă vezi că n-ai ce să faci. Ia, vreau să vă arăt eu acum care este prietenul adevărat. Hai să vă arăt. te o sun. Alo! Hai te pup! Ce fac? Ce să fac surioare? Ate, ce faci surioara mea? Ce faci surioana? Ce să fac bine? Uite, te sunai? Ți era dor de mine, da. Să vii pe la mine. Păi acum nu pot cam puțină treabă. Te sunai să te întreb dacă poți să-mi dai și mie niște bani. Nu poți. Nici nu mai întreba cât. Nu îmi trebuiau mulți, da? Nai, nu, nu, te mai nou, nu mai da cuvântul că te cred. Te cred, știu ce cuvânt ai. Știu, 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 știu. Bine, lasă, lasă. Nu-i problema, nu, problemă, nu om, Cum să mă supăr, doamne? Vezi? Vedeți? Vedeți ce vă spun eu toată ziua? Vedeți ce vă spun eu toată ziua? Tei că mai sună în altă parte. Alo? A, te-am deranjat? Nu știi cu cine vorbești? Fată, sunt eu. A, ți-ai schimbat telefonul, ți-ai cumpărat unul nou. Păi și n-ai transferat agenda, numerele. Nu sunt eu, da, cea mai bună prietenata? Da, ai uitat, da. Vreau să te întreb dacă poți să mă ajut cu ceva. Nu ești în țară? Da, unde ești? La țară? A, ești la țară. Păi și dacă ești la țară, ce, nu poți să vorbești la telefon? A, da, când e să cer ceva, n-ai semnat. Așa se întâmplă, da. Bine, dragă, lasă, nu-i nimic. Nu-i nimic. Da, da, sunt bine. Da, sunt bine. Eu nu te mai întreb că văd că ești bine după voce. Hai, la revedere. Să uiți. Să lași telefonul acolo fără să mai treci în agenda, da? Nu, nu, nu m a supărat, dar nici măcar nu m-ai întrebat ce treabă am. Hai, la revedere, ba. Vedeți? Vedeți? Vedeți ce vă spun eu mereu? Prietenia! Hai că sunt pe una care nu mi este așa de bună prietenă, e și mai amăreșteancă și de câte ori am avut nevoie să vezi cum sare și alelalte două putre de bogate. Alo, hai te pup! Mulțumesc, mulțumesc, te bucur că mă auzi și eu, scumpa mea. Am și o problemă. Orice. Am nevoie de niște bani chiar dacă n-ai, te împrumut și îmi dai. Îți mulțumesc din suflet, îți mulțumesc, iubita mea, îți mulțumesc. Vedeți? Cam asta e viața, cam ăștia sunt oamenii noștri, ăștia <laughs> care zic că au și nu dau. Cine zice că n-are și are să nu mai aibă niciodată.